Salut și bună dimineața! Hai că e deja ora 10 și un sfert și e vineri dimineață, weekend, două zile super tare. Mă îndrept către casă de la lucru. Am dormit foarte, foarte, foarte prost azi noapte și sunt leșinat de somn, așa că s-ar putea să bag niște somn mai încolo. Azi noapte pe la 2:30 sau 3, ceva de genul ăsta, a căzut ceva în casă, nu știu exact ce a fost. Dimineața mi-am dat seama că s-ar putea să fi fost niște clești, dar nu știu dacă ei au fost sau altceva. Cert e că aproape ațipisem și au căzut chestiile alea de undeva de pe un dulap fix pe birou și mamă, deci mi-a dat o panică, m-au trezit în ultimul hal și abia am reușit să adorm după aia vreo oră. Deci sunt mor de oboseală că după aia am dormit foarte, foarte prost. Ieri n-am filmat nimic pentru că n-am avut ce să filmez. Am avut o zi de lucru și chiar n-am avut ce să filmez. Așa cum v-am zis, acum mergem spre casă și aș vrea să ajung astăzi neapărat să spăl mașina, că e în ultimul hal, deci este total jegoasă pe afară, arată în absolut ultimul hal. Trebuie să ajung neapărat cu ea să o spăl. Ieri am sunat la service și sunt programat săptămâna viitoare, vineri, cu mașina la service. Merg să-i fac o revizie completă și să mai verific dacă mai e ceva de făcut pe la ea. Am un oarecare, știu să zic, o trepidație la relantii, o trepidație destul de nasoală când stă mașina la relantii. Cred că e unul din suporturile de la motor. Sper să fie doar asta, să nu fie de vir ce altă prostie care să coste, o să mă usuce, dar vom vedea vinerea viitoare. Până atunci hai să ne îndreptăm spre casă și vedem ce mai facem și ne auzim mai încolo. Ceau, ceau! Gata, hai că am ajuns acasă. Pe drum încoace am mai primit niște e-mail-uri cu ceva modificări și ceva conținut nou pentru catalogul ăla la care lucram zilele trecute. Așa că probabil, cred că o să sar peste orele astea de somn și o să mă apuc de lucru. Ne luăm bagajele, mergem sus și ne vedem mai încolo. Pa, pa! Vedeți, uite, de asta îmi place mie GoPro, că pot să-l bag absolut oriunde să filmeze, ceea ce e foarte, foarte tare. Ne vedem mai încolo, pa! Salut și bine ați venit în bucătărie! Facem roast dinner azi și avem aici cartofii care merg în cuptor și o bucată de porc, care o să meargă și ea în cuptor vreo 2 ore. Plus niște legume pe care o să le sotăm și o să mâncăm abia la ora jumate. N-am mai făcut nimic astăzi, doar am stat și ne-am odihnit și am mers și am făcut niște cumpărături. A plouat și a fost foarte urât și după cum puteți să vedeți, mi-am luat cameraman, că am 100 de abonați și da, așa sunt tot plăcând. Devii YouTuber celebru. Băgăm astea la cuptor și ne auzim mai încolo. Ceau! Arde! Foarte mult. Da, este. Da, e foarte bun. Abia aștept. Avem popica aici gata, legumele acolo, chestiile astea care sunt absolut delicioase. Se scarde. E un sos foarte bun. Și ne vedem mai încolo, că trebuie să mai vorbim de niște laptopuri. Pa! Bun, hai că e deja 9 seara, am terminat și eu de mâncat. Am stat și ne-am uitat un pic la un film. Așa cum v-am zis, astăzi peste zi n-am mai făcut mare lucru, am ieșit un pic și am fost la câteva cumpărături și am mai fost să văd două laptopuri astăzi, un Lenovo Yoga 510 parcă era și un HP Envy X360,
ambele cu niște configurații destul de bune. Lenovo avea un i5, generația 6-a parcă era, la 2.4, turbo boostat la 2.9, cu 8 GB de RAM și SSD de 256 și HP Envy-ul parcă avea i7 cu tot cu 8 GB de RAM și un hard disk de 1 TB, deci ăsta n-avea SSD. Ce era foarte trist la amândouă era că ambele folosesc o placă Intel Graphics, ceva, o prostie care are doar 128 de mega memorie dedicată, ceea ce e destul de slăbuț. Faza e că eu nu fac foarte mult gaming și atunci nu-mi trebuie cine știe ce memorie pe placa video, așa că probabil o să aleg unul din astea două, sunt și un picuț mai ieftine. Ca și preț sunt oarecum aproape de Asus Republic of Gamers, care era vreo 660-670 de lire. Sincer, aș merge pe varianta de Lenovo pentru că are o baterie cu viață destul de lungă, zic ei că ar ține vreo 8-9 ore. Mă rog, pe mine dacă mă ține 4 mă declar mulțumit, așa că ar fi super ok. Da, cam astea ar fi cu laptopul, trebuie să încerc să mă decid cumva până săptămâna viitoare, că săptămâna viitoare aș vrea să-l iau. Încă n-am o decizie finală, e haos și balamuc în capul meu. O să văd, mai citesc niște review-uri, mă mai documentez un pic și vedem ce aleg, o să vă las să știți. O să încerc acum să fac un mini spicy challenge, ceva de genul ăsta. Am fost și am luat de la Asda niște ardeiuți pe care iau ei aici local, destul de iuți zic ei, așa că hai să vedem cum sunt ăștia. Bun, și ca să fie un proper taste pentru ardeiuți, avem laptele de frigoare aici, ne pregătim, rece frumos, un pahar de vin ca să fie frumos. Și pentru că v-am zis că am asistentul cu mine, o să primesc ardeiul chiar acum. Asta verde e, sincer, seamănă cu ardeiul românesc, adică știu dacă o să aibă ceva special. Sper să nu fie prea iute. Da, mușcă mai mult din el, că trebuie să iei cu semințe, că acolo e iute. Cred că tocmai mai avem un voluntar pentru această provocare, așa că hai să vedem. A few moments later. Hai. Nu foarte mult, că poate e iuterul. Deloc? Băi, e iute. Acum vine. Seamănă cu ardeiul gras la gust, doar că e iute, dar nu cred că e mai iute decât ardeiul românesc, adică e top acolo pe undeva, așa că e un ardei normal, nimic de extraordinar. Luăm o gură ca să clătim papilele. Și hai să trecem la următorul. Micuț și roșu, care cred că e la fel cu frigiorului și mai mic. Așa că gustăm doar unul din ei. Eu cred că e diferit. Eu cred că nu. Da, de asta mi-e frică, trebuie să recunosc. Nu v-am zis, eu mănânc foarte iute, așa că sper să nu mor de la asta sau ceva. Dacă nu o să mai vedeți vloguri, din cauza asta. Hai să vedem dacă supraviețuim. Mai puțin uite decât celălalt. Serios? Da. Și un pic acru. Acru? Da. Adică nu cred că e acru, că e stricat, că nu pare stricat, e tare și ok, dar știi că e murat. Și nu iute aproape deloc ăsta. Dar are iutele ăla mai de mai tare, așa, știi, mai de ardei, mai serios. Hai să-l încercăm și pe ăsta, dar cu siguranță e la fel ca ăla, așa că da, e fix la fel.
Deci dintre toți trei, ăsta a fost cel mai iute. Ăștia doi sunt absolut banale, adică n-au absolut nimic. Da. Slăbuță degustarea pe ziua de azi. Din păcate doar pe ăștia am găsit. Sunt foarte curios să-l încerc pe la California Reaper și mai e unul, ceva cu Scorpion. Nu mi-aduc aminte exact numele. Da, cam atât pe ziua de azi. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut acest clip, share ca să vadă toți prietenii voștri, evident subscribe ca să fiți mereu la curent cu cele mai noi clipuri. Până data viitoare, eu v-am salutat, sunt Alex. Ciao, ciao!